Profesorii titulari tineri care au cel puțin 5 ani vechime în învățământ pot candida la funcțiile de director de școală, potrivit unei ordonanțe de urgență publicată în Monitorul Oficial. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor în valoare de 800 de milioane de euro pentru sectorul turistic din Grecia, puternic afectat de pandemie. Huawei lansează propriul său sistem de operare Harmony și astfel nu va mai depinde de Android. Compania se așteaptă ca până la finalul anului 300 de milioane de dispozitive să folosească Harmony. Festivalul Coachella a anunțat data viitoarei ediții. Fanii muzicii se vor reîntâlni în deșert în 2022, în luna aprilie, iar biletele se vor pune în vânzare peste două zile. De la ora 21:45, Naționala de Fotbal a României joacă împotriva Georgiei. Meciul amical se va disputa pe Arena Ilie Oană din Ploiești cu fani în tribune. Știi!